Pe Cotimani, spuneam ceva mai devreme, nașul mare, cel care a botezat primul cămăruța noastră toamna aceasta cu o licoare magică, atât de puternică încât ar scura din morți pe orice creștin. Dar asta e o vorbă, nu înțeleg ce râdeți. Adică omul ăsta e chiar acum aici cu o altă surpriză pentru mine. Vreau să fiu finul lui. Nu e singur, ci însoțit de asistenta lui priceput, actrița Paula Chirilă, cea care este alături și în Romeo și Julieta, piesa despre care ne vor spune chiar ei, Bebe Cotimani și Paula Chirilă. Bebe! Ce? Mulți au vrut licoarea asta, nu le-am dat-o. Păi de-aia am venit să mi-o dai înapoi, că nu mai am. Am înțeles că te scoală din morți. A? Nu știu, n-am murit încă, dar te anunț în timp ce se întâmplă. Uite, vezi, e pregătită cu două sticluțe pentru Romeo și Julieta, dacă mor, să avem cu ce să-i trezim. Nu ne-am gândit la chestia asta. Oricum eu nu vi-o dau. Vom face o surpriză, la premieră cred că sticluța de otravă o să o umplu cu puțină țuică de pitești. E o chestie să suport șocul ăsta. Poate nu se mai trezește. Păi nu trebuie să trezească, că e faza finală a piesei. Păi da, dar mai urmează o altă piesă, în altă zi. Nu. Haideți să mergem direct la raionul Unde? Legume. Unde vrei să mă fixe? Paula, am loc aici. Domnul Bebe Cotimani, se păca să vă așezați pe canapea, dumneavoastră fiind, printre altele, celebru și în bucătărie. Voi de mine! Da. Niște nenorociri ce face. Da, e talentat, jur. Vai de cap. Foarte talentat. De-aia și venim la Pitești. El gătește, noi mâncăm. Da, eu, stați un pic, deși în oglindă se vede altfel. Nu? Am văzut afișul aici, Romeo și Julieta, și le spunem oamenilor că piesa asta, am văzut afișul de la Pitești, da? Da. De la Alexandru Davila, sâmbătă, da? La Pitești, da, Romeo da, și da, Julieta. Da, da, da. Am o întrebare, dumneavoastră îl jucați pe Romeo? Da. Și eu, Julieta. Păi, și Romeo? Nu, eu îl pregătesc pe Romeo să joace în Romeo. Eu sunt părintele Lorenzo. Mă gândeam că sunteți Romeo. Iar eu sunt Doica. Eu sunt Romeo numai în particular. Am înțeles. Și sunteți vorbe. Carismatic, aveți farme și m-am gândit, uite, băi, ce și oricum Romeo n-are vârstă, personajul ăsta. Ai dreptate. Da. E bătrân, are vreo 600 de ani, nu? Așadar, oameni buni, sunt... la Pitești, piesă de teatru în premieră, Romeo și Julieta. Acolo la teatru al Alexandru Davila din Pitești. Foarte frumos. Dar ce crezi? Ce rol crezi că nu știu, eu? Te rog, Julieta. Ia ghici. Uite, vedem imagini din ce mă recomandă? Din spectacol. Fizicul, ce rol recomandă? Să știi că sunt mai multe. Doica. Dădacă. Doica. Aia Doica, de da, Doica, Dădacă, am zis bine, nu? Dădacă, Dădacă, da, bine. Da, da, da. Da, da, da. E bine. E bine, mai. Noi ne căutăm bună. Ce faceți? No, lasă, lăsați. E tot pe acolo, e tot pe acolo. E bine, de data. Da. Care Doica. Ce are? Doica Brigitte Nielsen. Ați început să vorbiți exact ca în Facebook și Instagram. Jură. Doica înseamnă 2000 de like-uri. Habar n-am. Doica? Habar n-aveam. Doica? Am mai multe. Auzi, mă las să gătesc, da, că vine furtuna. Așa, da, da. Aia e tot de Shakespeare. Deci ce avem? Ce gătim? Facem o salată. Da? Atras de mine să o fac pasta. Aveam mai multe gânduri că da, să gătesc oameni astăzi. Deci notați, facem o salată rețeta lui Bebe Cotimani de sfeclă crudă, cu măr, cu pară, cu struguri, cu hrean și cu morcov. Doamne ajută, să o facem. Pas cu pas, da? Îmi dai voie să încep? Vă rog frumos, pas cu pas. E și o carte celebră. 4, 3, 2, 1. Am uitat ce să gătesc. Începem, hai. Deci se ia o sfeclă roșie, se taie, da? Uite, fel de a curăța sfecla fără să o mai întorci prin... ei tăia capetele și acum îi tai lateralele, da? Asta e valabil și pentru țelină. Da, asta înțelegi că așa nu te mai ține. Pentru iarnă sau să reziste? Nu, nu, sau nu, nu, nu. Acum? Acum se halește. Și băgăm și țelină? Nea, Bebe. Simți nevoia? Păi se apropie ora. Simți nevoia. Orice întrebi imediat. Dar câți copii vrei? Dar câți copii vrei? Da. Paula, haide să mai povestim un pic. Tu ce mai faci? Cum mai merge cu viața? Serios, vrei să vorbim despre... Da, rămas șocat, adică... Da, da, da. De ce? Emisiunea e de după amiază, nu-i exact trecut de 12 noapte, așa că fii atent de ce spui. Stai un pic, ai avut așa un moment de ezitare. Nu, că nu m-am așteptat. Paula, haide să fim sinceri și să povestim. Ce faci, Paula? Măi, ne privește prea multă lume, nu pot să fiu chiar atât de sinceră. Adică nu, Paula, n-am suflat o vorbă, crede-mă. Te rog, zin continuare. Toată lumea. Ce știe? Hey. Știe că, uite, sunt la Pitești, repet, la Romeo și Julieta, conduc secția de teatru pentru copii și... Nu, e bine, e spre bine. Dar să știi că mi-e plac veștile frumoase.
E spre bine. Adică? Se rezolvă, totul se rezolvă, nu există problemă fără soluție. Da, important e că s-a găsit soluția. Băi, acum înțelegeți, voi din 10.000 de invitați vin doar 9.500, pentru că aia 500 fug de întrebările astea care au rămas. Bă, Nea Bebe, se pare o întrebare grea. Ce mai e cu viața ta? Adică pe bune? Băi, pe mine poți să mă întreb. Dar nu-i musai să-ți răspund. Dar de ce n-aș putea să întreb și pe Paula, de exemplu? Nu, am avut o perioadă foarte grea. Acum, dacă vrei să vorbim pe bune, sincer, eu sunt un om asumat și extrem de sincer. Deodată sunt niște lucruri pe care nu le pot spune că nu mi-aparțin, dar ceea ce mi-aparține, pot să zic că am avut o perioadă complicată și acum e, cum să zic, adică o problemă, o perioadă complicată în căsătorie? În viață. Și și pot să spun că e, Doamne, spre vindecare. Am făcut pace cu trecutul meu. Am făcut pace cu tot ce vrei. Da, mă, pică în capcană. Gata. Dacă-i da, mă, pică în capcană. Nu s-a împăcat, e, trăiește, iubește. Zi-mă, Paula, mă. Dacă te întreabă de mine, taci. Zi-mă, asta, Paula, trebuie discutată la un pahar din țuică. Hai să aducem un pahar de țuică și să învățăm de la Paula. Zi. Auzi, îmi dai voie să spun, consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Exact. Da. Mă, Paul. Dar știi care e toată povestea? Acum, sincer, tu te-ai uitat la mine ca și cum i-aș ști ceva. Nu, eu te-am întrebat pur și simplu așa, adică așa mi-a venit să zic ce faci cu viața. Nu, așa privesc eu în mod normal. Eu presupun că oamenii știu, adică știu ce se întâmplă și eu știu ce se întâmplă în general în viață cu oamenii. Îi citesc așa dintr-o privire. Dar ai fost așa foarte ca la teatru, adică n-am înțeles prea de mare lucru. Lasă-mă, m-ai întrebat așa ce-i cu viața ta, de parcă s-a întâmplat ceva grav. Nu s-a întâmplat nimic grav, adică grav e moartea, e definitivă. Corect, și dar taxele. Și a fost ceva cu... Nu, moartea, da, a murit. Cu dragostea s-a întâmplat ceva? Dragostea este, nu este, rămâne. Dacă e dragoste adevărat, atunci va fi și peste 20 de ani. Și e adevărată? Nu e momentul să discutăm acum despre asta. Vreau să-mi promis că atunci când va fi momentul, vei veni aici și ne vei povesti. Ok, vin gratis. Nu mai să fie. Pot să mă ridic și să plec când vreau eu. Nu. Vreau să-mi promiți altceva. Da. Că atunci când vei simți nevoia, vei veni aici pe canapea și în rolul de Julieta, nu numai de Doică. Ea este frumoasa Paula Chirilă. Serios, ești foarte frumoasă. Mulțumesc. Și foarte talentată. S-o vezi pe fiică mea. Și foarte tare. Cât are trece? Acum? 7 ani. Wow. Deci dacă o aduc aici, s-ar putea să rămâi fără emisiune. Foarte frumos. Este spirit, e belea. Bă, cineva mea mă urmărește sau taica? Deja două degete s-au dus. Hai că am început să vorbim de căsnicii, de dragoste, de... Nea Bebe, lasă țelina, treci la măr. Hai că te urmărim. Bebe Cotimani, un om senzațional. Ne foarte drag, am fost la dumnealui acasă. Ne-a mai gătit și acolo. Iar Bebe Cotimani, cred că este unul dintre cei mai romantici bărbați pe care îi cunosc. Este. Ce ai zis, Paula? Este. Aha. Serios, eu așa cred. Și eu cred despre mine chestia asta. Păi da, le gătiți des prietenilor? Știi, la notara joc ultimul Don Juan. Da. Asta înseamnă ceva. Ce spectacol e și ăla. Da, uite, a fost și l-au văzut. Foarte frumos. Gătește, Nu l-ai văzut? Nu. Deci veni. Știi cum gătește, Bebe? Nenorocire. Deocamdată le spunem celor de la Pitești să nu uite. La Teatru Alexandru Davila, Romeo și Julieta. Avem afișul aici. Pentru cei care se plimbă prin orașca și le-a sărit în ochii afișul ăsta să știe despre ce este vorba. Sâmbătă la ora 7 ne găsesc acolo pe scenă. Să stea în case după ora 5, că s-ar putea să sară afișul chiar în ochi, dacă nu sunt atenți, da? Nu știu cât de bine l-au legat. Îți ia mult vreme până faci salata asta? Nu, poți e gata. Poți să o chem un pic și pe Andreea Bănică să vină să povestesc două vorbe? De când o urmăresc, vină încoace repede. Hai. Acum, nu, dar până te și morcovii și toate alea durează mult. Încă o femeie mult, frumoasă. Încă vrei o femeie frumoasă, Andreea Bănică! Mi se pare... Ce vezi, nu e adevărat. Adică cum mi se pare? Nu ești femeie frumoasă? Da, mulțumesc, dacă vine asta de la tine pe cuvânt. Normal, Andreea. Chiar mă simt. Nea Bebe, vreau să-ți aprezim, ținuta de furtună. Da, îmi dai
Deci, Marilyn Monroe. Deci, asta e ținuta, asta e ținuta de furtună. Foarte elegantă, perfectă, foarte sexy. Andreea Bănică astăzi are piesă nouă, ne cântă și ne povestește puțin și despre vacanța ei, pentru că a avut o vacanță de vis. Am văzut pe Instagram și pe Facebook. Da, prima noastră vacanță în patru. Nici nu vine să te așezi, adică vrei să stăm pe canapea sau? Tu vrei să stau în picioare să mă arăți? Da, păi tu că... și cu bărbatul, pentru ce mă mai țineți în picioare? Mă arătați-mă că da, nu trebuie să mă... Vezi, nu diferă poziția. Nu mă dor picioarele. Deci stai puțin unde trebuie să mă așez, lângă Paula sau aici, da, ca să știi? Nu, că ne abia gătește sănătos. Nu, e bine. Da, dar ce... Andreea. Ce gătiți? O salată cu crudități. Ceva crudități care face perfect, foarte că bine. Perfect, că mie îmi place foarte mult salata de crudități.